O blindată Pirania 3 a armatei române s-a scufundat în timp ce militarii încercau să traverseze brațul Borcea. Incidentul s-a petrecut în localitatea Bordușani, din Ialomița, în timpul celui mai mare exercițiu NATO care se desfășura zilele acestea în România. Momentul în care blindata Pirania 3 s-a scufundat în Dunăre a fost surprins cu telefonul mobil de un alt militar care se afla într-un vehicul al armatei. Militarii au fost șocați în urma incidentului. Din primele secunde, vehiculul militar pare să scape de sub controlul militarilor și se înclină mult în apă. La un moment dat, transportul pare că se redresează și revine pe linia de plutire, însă nu pentru mult timp. Înaintează mai puțin de 15 metri de la mal, după care se scufundă. Toți militarii care au rămas pe mare erau șocați. Deocamdată nu se știe dacă a fost o manevră greșită sau dacă o defecțiune tehnică a blindatului a dus la acest incident. Pirania 3 este un vehicul de luptă pe roți care a intrat în dotarea batalioanelor terestre de infanterie a armatei române. În 2007 au fost cumpărate 31 de transportatoare cu 47 de milioane de euro. Iar în 2017 încă 13 pentru care s-a plătit suma de 43 de milioane de euro. Relatează știrile ProTV.ro.